Eu am ajuns azi la situația că eu trebuie să-mi fac înapoi, cum era pe timpul lui Plahotniuc, serviciu de contrașpionaj, contrafilaj și multe altele care eu eram nevoie să le am când trăiești într-o țară în care poate te aștepți la orice. După ce ești că cu zi înainte de lansare se așează, dau unele indicații, dar indicații concrete. De pornirea unui dosar penal, nu vroiam să cred mai mult, știi? Zic, băi, nu poate chiar prost să te acras și să-ți facă un dosar, știi? Eu am înțeles că nu doar se poate, dar chiar și se face lucrul ăsta. În 2014, cu două luni înainte de alegeri, apropo, știi cum? Uite, au trecut 10 ani, 2014-2024, rovna 10 ani, numai că atunci primul ne l-a făcut în septembrie, atunci l-a făcut contrabandă de valută, plaha, și spălare de bani, că am cumpărat mașini, terenuri de joacă, bani la veterani, și asta cumva tot era spălare de bani, atunci o motivat ei, și cu asta s-a dus atunci la ce că nu exclus, da? Îți închipui, ei fac același lucru, numai leacă. O găsit eu un cod, un articol în codul penal, scoi usată asta, chiar asta nu l-a avut. Sintentează dosar penal pe terenurile de joacă care am fost instalate în satele unde sunt primari de la partidul nostru. Și consider că terenurile de joacă care le-am instalat, pavaje, stații de inox, tot ce am făcut eu pentru oameni, deci e asta cumva o lipit-o la spălare de bani. Tu înțelegi? Cu două luni înainte de alegeri. Nu asta ți-a auzit că se pregătește intentarea unui astfel de dosar? Nu. Eu sunt cu atât că și-am stat cu ochii pe dâns. Pot așa deja să-i spun. Dar oficial nu-i nimic? Nu, este. Este. Cum noi? Cum poate și bă? Dosarul nu poate și pe vorbe. Dosarul ori este, ori nu. Cum bun, și țuică de la citații, de la poliție ați primit? Nu, astea urmează tăi, încă o dată. Asta îmi trebuie. Nu, dar asta îți faci și știi pentru ce? Ca să poată, în primul rând, să sui calare pe tine, tehnic operativ. Că nu poți să chiar așa, da? Narușca la dreapta. Hop, să suni, ieși interceptați telefoane. Încărcați-i cu utilaje, băgați-i pe la spălătorie, pe unde lucrează ei, там, tehnic special în mașini, în boxe și mai departe, înțelegi? Ei nu luptă cu corupția, ei se pregătesc cu policienii. Dar asta... Eu pot să-i spun că lui Maia Sandu, personal, cum îi spun, că asta o va costa foarte scump. Deoarece asta este un lucru mizerabil și dacă voi sunteți cei care astăzi spuneți, facem referendumul spre UE, mergem spre mare familie europeană, dar voi ați luat cei mai buni din istoria politicii moldovenești de la metodele lui Plahiș? Ori voi credeți că cu asta pe mine să mă atrăgeți pe dreapta? Că eu să vă îmblu cum îmblu alți politicieni. Azi și vă rog frumos, doamna Sandu, dumneavoastră personal și cei din anturajul dumneavoastră care s-au permis în afară de a da indicații să pornească dosarul ăsta, să o lăsească încă niște cuvinte foarte scumpe, ați vă coaste foarte scump pe arena și națională și internațională. Faptul că s-a acceptat fără probe un dosar penal, că cumva să mă bagi mine la pachet, давайте, ребят. Eu nu vă sunt dodon și eu cu zâmbet pe față am trecut prin prea mult în viață ca voi cu asta astăzi, mă astea. Când ne-ați povestit la emisiune, câteva emisiuni în urmă, că au fost arestați niște bani. Da. Nu era pentru dumneavoastră primul clopoțel? Era primul clopoțel, dar după asta am fost chemat oficial. Și pot zic, băi, iată, așa de la spălarea banilor, oprit, că ei au văzut cinci terenuri de joacă, s-au gândit că s-au ușor. Uh-huh. Ce înseamnă s-au gândit că s-au ușor, acolo scrie, dacă din tâi păcereți acte și vă uitați, cu sate este cel care le-a achitat și le-a comandat și le-a achitat. Da, da, noi banii 30 de zile maxim stăt și s-au pornit. Dar de unde proveniența banilor? Deși stau peste hotare. Le-am dat tot pachetul, începând cu proveniența banilor, terminând cu toate tranzacțiile care au avut loc. Și în Republica Moldova și în țările europene, știi, este. Că sunt banii mei la urme, știi? Ca după asta, cineva din pas să urle, cu părere de rău s-a mai permis încă cineva din procuratură, care... Dacă el crede că el azi e Dumnezeu, domnule procuror, mă scoră uvidim și să păgăvrim. Dar notele astea le scriu eu, dar nu dumneavoastră.